Polițiștii locali vor putea dispune ridicarea mașinilor parcate neregulamentar, a decis Camera Deputaților în urma adoptării unui proiect de lege în calitate de for decizional. Noua lege prevede că autoturismul nu mai e transportat la locul de depozitare dacă proprietarul sau șoferul apare la locul ridicării și este de acord să suporte cheltuielile operațiunii. La Iași, polițiștii locali au acum posibilitatea de a ridica mașinile abandonate din cartierele ieșene. Astăzi dimineață au fost ridicate 5 autoturisme lăsate în paragină pe strada Luca Arbore, Sărărie, Cronicariu, Neculce, dar și din alte zone ale orașului. De la începutul anului însă au fost ridicate de pe domeniul public 242 de mașini abandonate sau fără proprietar, pentru care procedurile aferente au fost deja îndeplinite. Anul trecut au fost identificate peste 1100 de astfel de autovehicule, iar peste 95% dintre proprietarii sau deținătorii legali ai vehiculelor abandonate s-au conformat somațiilor.